începem cu începutul. Cum a apărut ideea memorialului de la Sighe? Era în anul 1993. Niște colegi de la Neața Civică din Sighe ne-a spus că această clădire a Misorii este o ruină care a devenit un fel de loc de întâlnire al vagabondilor și care stă să cază fără folosință. Ana Vladeana, soția mea, acum trebuie să vorbesc pro domo, a avut o invitație la Strasbourg, la o ședință a Consiliului Europei, care pregătea un congres mondial al drepturilor omului, care urma să fie și într-adevăr a fost s-a ținut la Viena un an mai târziu. Dar ea nu te va ieși din așa? Acolo. Da. Rostina discuțiilor sunt foarte abstracte și am întrebat dacă vorbim despre drepturile omului din prezent. N-am putea să vorbim despre drepturile omului în dreptul despre suferința celor care au fost închiși, care au fost deportați, care au fost uciși în timpul de comunitate. Și în mod foarte șerbinesc, generala Consiliului Europei, i-a spus, faceți un proiect și găsiți un loc. I-a spus, ies un loc practice. Da, dar va trebui să verificăm bonitatea proiectului pe care urmează să faceți. Și, într-adevăr, vreau să notez că în acel an, 1993, în ianuarie, când aveau loc această întâlnire la Strasbourg, România nu era acceptată la Strasbourg în Consiliul Europei, spre deosebire de alte țări post-comuniste, pentru că fusese minerale în 1990 și în 1991. Și occidentalii erau foarte sensibili la această problemă, că regimul de la București a îmbrăjit populația, trimițând o parte a populației tineri, de la tineri, săraci, pe ei, că au stat și un plan împotriva studenților, a intelectualilor, a celor care puseseră în viața universitară. Și au venit cele trei, deși nu erau membri ai Consiliului Europei ca țară, au venit două comisii, una formată din birocrați, șeful patrimoniului cultural al Europei, un spaniol, Paester, și dintr-o secretară a diviziei pentru drepturile omului, tot din Consiliul Europei, o turcoaică, în mod ciudat. Și ei au stabilit am văzut închisoare, am fost împreună la Sighe, am văzut cimitirul săracilor, unde au fost aruncați în grob anonime 54 de deținuți din închisoare la Sighe. 54 din 180, vă dați seama, erau oameni foarte bătrâni, unde am fost duși acolo la 93 de ani. Erau toți foștii miniștri din perioada interbelică, începând cu anul 1919 și sfârșind cu, chiar cu guvernul de după Comunizarea Europei, cu guvernul din care făcuse parte Tătărescu, care fusese tovarăș de drum al comuniștilor, fusese și Tătărescu împreună cu încă trei frații. Deci au constatat cum stau lucrurile la București, la Sighe și pe urmă au venit la București, au cerut o audiență la Arhivele Statului, una la Ministerul Justiției și una la bancheri. Aici erau niște probleme, pentru că noi nu avem bani pentru... Am pus într-un echipian că totul se face cumva din Consiliul Europei. La bancheri au apărut
de la Asociația Bancherilor, că sunt oameni mai de inima, care i-au invitat sau că sunt oameni serioși, o să facă, dar nu promis niciunva. La Ministerul, la Arhivele Statului n-au fost primiți și au trebuit să ducem la Arhivele cinematografice, unde cunoșteam pe un director Saveștiocu. Și pe urmă la Minister. La Minister a avut succes, mai ales că domnul Coposu a cunoștea pe cineva de acolo și a garașat pentru noi. Deci acum ei s-au convins că suntem oameni serioși și au venit o a doua formație, formată din fondatul șef al Consiliului Europei, tot un spaniol, dintr-o arhitectă franțuzoaică, și dintr-un istoric de invest. Și ei au încercat să vadă la detaliu cum asigurăm partea istorică, cum vom respecta regulile restaurării monumentelor și cum vom strânge bani. Și ne-am făcut un proiect în care cel mai mare că au adaptat proiectul nostru, completându-l cu o secție care se cheamă Raising Fund, căutare de fonduri. Și aici au spus că va trebui ca 20% să se dea de la guvern, 20% de la primaria și prefectura Maramureș, primaria Sighet, și restul să fie luat de la bancheri, de la organizații financiare. Totul era o utopie, noi nu aveam de unde să luăm, dar am rămas cu această aprobare până la urmă. Cu istoria engleză am făcut un proiect de istorie orală, asta era specialitatea lui, și am început să lucrăm fără niciun bani. Din fericire au venit niște donații de la un post diplomat român care a fost dat afară în 1947 din Ministerul de Externe și a rămas în Italia și pe urmă mutat în Anglia. A făcut avere prin niște ierarhie de meseria lui inginer și diplomat. Și de revenit să un om foarte bogat și el a spus, eu să fac o capelă în cadrul memorialului. După aceea au venit fonduri tot de la românii din exil, dar strânse așa câte 10 dolari, câte 20 de franci. Și am reușit să vorbim, să acoperim în primul rând posta închisoare, prin care curgea apa ca picior. Și așa, încet, încet, am pornit cercetarea de istorie orală. Arhivele Statului nu mi-au dat niciun document, așa era atunci. Și, în schimb, aveam foarte mulți colegi la Alianța Civică, noi eram la Alianța Civică. Am împărțit niște aparate primite toate la un doctor din Bohum. Și le-am împărțit în țară și fiecare lua interviuri în diverse județe. Pe urmă am făcut o vizită de la Facultatea de Istorie, conduște un profesor din Moscova, era consul la Alianța Civică, Gheorghe Ceaușescu, simplă coincidență de lume, care era dintr-o familie foarte bună de români și care preda, era cel mai simpatizat, nu? Pentru că Ioana Poca era una din studentele lui. Dar împreună cu Ioana Poca s-au angajat în această muncă, la început voluntară, fără remunerație. Încă vreo 10 colegi, mai ales de ani. Și atunci am pătruns și prin ineretul acesta, în lumea costurilor de ținut politic. S-au dus la, în primul rând, la APDP. Pe mântulea sa, numărul 10. Vă va folosi mai târziu, dacă
Și în felul ăsta, numărul de registrări, de povești, de viață, creștea prezentor. În paralel am organizat, sigur, nu în emisiune, pentru că eram că erau luptele sau oameni de reabilitare, ci într-o sală în viață, în două sale în viață, vara, așa numite simpozi, oameni de la sigur. Și acolo vedeam foarte mulți deținuți politici, foarte mulți deportați politici și își povesteau experiența lor în istorie, din anchete mare, care erau mai relevante din istorie. Și treptat, acum avem 6.000 de oameni de registrare în acest program. Pe parcurs au început să vină și tineri cercetători, chiar de la pe statului, sau doctoranți care își făceau lucrări pe problemele respective și ei ne aduceau documente pe care le scoteau în calitate de salariați la arhive, mai mult sau mai puțin cu acceptul acestora, fie în calitate de cercetători, au mai unei teme. Și treptat am reușit să comparăm înregistrările și mărturile cu ceea ce apăream în aceste acte oficiale pe care le aduceau. Și am început să facem memorialul după să organizăm ca muzeu, după câțiva ani, în care am reușit să strângem și materialul scris, pe care comparam cu declarațiile celor care se sărăbiși. Și așa am organizat, de-a lungul acestor 20 de ani, din 1990 până în 2013, celulele de închisori, vopsite în alb, ca o calamă, pentru că nu mai arătau cum au fost în perioada când erau închisoare politică, ci pusese între timpul închisoare de comunță atunci. Standardul s-a ridicat foarte mult, s-au pus staluri fere, s-au vopsit pereții în vopsea de ulei, în așa fel încât deținuții de drept comunță să aibă ceea ce se cerea. Închisoarea s-a fost desființată în 1975, când Ceaușescu a hotărât să se instituie pedeapsa la locul de muncă. Deja nu mai erau mulți deținuți politici. Erau și atunci, dar mult mai puțin decât pe timpul Iochitești. Și oamenii ăștia care de la vidaseră, curaseră, își făceau la locul de muncă tot la mare. Mi se pare că se vinde și acum spre asta, din nou, cu ochena. Deci, cele 54 de stări le-am transformat în stări de muzeu. Ele aveau cele mai multe lucruri. Dimensiunea 4, pe 2, pe 4, ușa se scădea. Deci trebuia ca într-un asemenea spațiu îngust să descriem ce s-a întâmplat în România în această perioadă. În România și în celelalte țări post-comuniste. Și anume, în afară de cele celule destinate solidarității din Polonia, primăverii de la Praga, a Revoluției Maghiare și a Revoltei din Berlin, din 15 împotriva Spației Sovietice, am destinat restul celulelor experiențe românești tragice. Am început cu anul 1945, în care s-a produs, practic, o ocupație a țării de către Armata Roșie, intrată după ce regele Mihai făcuse amnistie. Era intrat ca deliberator, ziceau, dar de fapt a ocupat România.
sovietică. Să, pentru că partea de nord a Maramureșului, din nordul Isei, era ocupată de sovietici, luată de la un curs, care ocupase răiei în 38 de la ceoslovaci. Pentru că aia devenise sovietică și este și acum Ucraina. Voiau și sudul să ia, pentru că Maramureșul, unde se afla Sighetul, și Borșa, și Eurtul, și Dragomirești. Și atunci s-a produs o revolt extraordinar de țărănească, când acel avocat ucrainian Podoviciuc, care avea proiectul sovietizării Maramureșului, s-a dus la Borșa, primarul de acolo, un primar, un țăran liberal, la proiectul de la Partidul Liberal, a spus, o să vedeți, duminică, venim și vă dăm răspunsul. Între timp, foarte mulți intelectuali se naseră de liberă și foarte mulți săranți se naseră pentru că nu știau ce se neagă. Spuneau de ce. Spuneau că pentru bocanci sau pentru lucruri și materiale și ăsta a venit minimalist în fundă, făcea parte din o familie țărănească înnobilată de către austrieci. Pentru că Maria Teresa dăduse niște mii de diplome la țărani, bogați, cum am zis la ceapuri, care se purtau foarte bine în cadrul societății. Și a venit cu 15.000 de oameni adunat din toate pările în Maramureșului și în fața comandatului sovietice au spus, noi vrem la București, nu la Kiev, să mai iertă cei de la Kiev care lupt acum pentru independența lor, nu era vorba de ei. Era vorba de regimul sovietic de la Kiev, condus de un comunist de Hrușciov, care pe urmă a devenit un comunist mai descuiat. Și atunci sovietici au tras, au vorbit un țăran și țăranii români au ridicat un gest ăsta de diplomație țărănească, au ridicat două portrete, regele Mihai și Stalin. În Stalin n-am mai îndrăgit să tragă. Și atunci s-a instituit o comisie, făcută la București, comisia de control al armistițiului, care a venit în Maramureș și a făcut un recensământ și a spus că 74% din populație este română, ucrainieni 12%, unul 12% și că, practic, teritoriul este locuit de români. Și pe ăsta a rămas Sighetul. M-am mântit la acest an, în 1945, pentru că în el au apărut și conferința de la Ialta, în care occidentale au fost foarte... s-au lăsat dominați de Stalin și tot în 45 a avut conferința de la Potsdam, în care, de asemenea, în România a rămas așa, fără o apărare împotriva adevărului lui Stalin. Și după aceea avem despre cum s-a ajuns la putere. Alegerile din 1946, o sală. După aceea avem o sală despre regele Mihai și ce a făcut el și ce a ieșit în urmă. Acest gest de mare putezanță pe care l-a avut oprind ocuparea țării pe cale militară de către sovietici și încă soarta rugărântă era aproape hotărâtă în 1944, toată. După aceea avem o sală despre anul 48. Ăsta este anul sovietizării României. Toate instituțiile au fost refăcute după modelul sovietic. Academia, cea veche desfințată, făcută așa cu alți membri. Curtele, biserica, legea curtelor dintre ei au fost. Bisericile își pierdeau proprietățile, parohiile își pierdeau proprietățile, școlile se scotea religia din programul școlar și chiar școlile profesionale erau interzise.
două, în patru săptămâni a fost creată securitatea cu niște agenți, cu Banchiu și Apolnarenco, cu Alexandru Nicoschi, cu Mazur, cu Nicono. Ăștia formau securitatea poporului, așa se numea atunci. Da, deci mă cuntiți până în anul 48. Pe urmă avem despre colectivizare, așa cum v-a spus la teama. La început nu știam de acele răscoare, dar am primit documente de la un istoric din străinătate. Dumnezeu să l-o primească, am unica cum trei săptămâni, ci celor în mai mulți ori. Dar după ce a fost ambele de mișoare în țară, au fost scos din țară de Valéry Giscard d'Estaing, de Saint, francez, președinte francez, care i-a dat lui Ceaușescu o listă cu oameni care sunt persecutați și i-a luat pe Primus Radina și pe Ion Vițor din țară. Acest Ion Vițor a fost o mână de bijutier. A strâns toate documentele, toate nuanțele, toate persoanele pe care au fost închise sau deportate. Aveau unele greșe, pentru că totul era o la telefon sau era plecat în țară putând în pingelele pantofilor, pe microfilme cu situația foștilor deținuți, foștilor lui colegi de închisoare. Deci el ne-a dat și pe baza documentelor, pe baza fișelor de închisoare, avem 83.000 de fișe de închisoare primite de la Direcția Penitenciarilor. Am stabilit cei morți în, sau închiși în documente oficiale și pe ăsta am verificat că erau mai mult de 120 de răscoare țărănești. Altă sală este despre că am mai dat și urmă acum. Despre rezistența din munți. Asta de asemenea era foarte greu de documentat. Pentru că cei mai mulți au fost omorâți în lupte de securitate. Erau oameni care se refugiau în munți. Erau tineri pe care îi aștepta armata la lopată. Știe cineva ce înseamnă armata la lopată. Mă doresc. Adică cei cu origine socială nesănătoasă, care erau și de ceapuri sau aveau o lută ucită în străinătate, s-au prins la frontieră ca încerca să fugă, sau părinții uchiși, erau destinați automat surplusului de contingent. Ce înseamnă asta? Prin conferința de pace din 1947, efectiv, armata României a fost redusă la 300.000 de oameni. Ori tineri care mergeau la recrutare erau foarte mulți. Și atunci armata de atunci a fost toți mintele. I-a luat pe cei cu care nu puteau furta arma, că surplus de contingent, și a pus la mână că nu ți-ai o armă. Aveau o fată. Și cu ei s-au făcut foarte multe lucruri. Unii au murit în accidente, de muncă, s-au făcut baraje, s-au făcut preferate, i-a trimis la muncă în agricultură, erau plecați nu în cachi, ca niște soldați de rând, ori mulțumit, ci în cenușii un cu forți. Și unii aveau copii și copii. A fost o generație de sacrificiu asta. 520.000 de tineri au fost duși la lopată în intervalul 1949-1960. Deci, ăștia sunt o categorie care unii vor să o evite și atunci fugeau în munți. Cu cine fugeau? Cu țăranii care erau urmăriți pentru că nu și-au dat cotele, cu preoți care erau pe punctul de a fi arestați și atunci atingeau în munți, cu chiar care
seama, de fapt, că, deși și el a participat la treaba asta, că au fost arestați 90.000 de țărani din recența multe populații concentraționale pe care le facem pe aceste 83.000 de fișe. Evident, au fost mult mai mulți de 83.000, au fost până la 800.000. Dar pe proporțional, 29% sunt țărani. Unii dintre ei nu au fost condamnați politici, economici, erau condamnați pentru spectru sau votaj, pentru că și-au aruncat copilul în fața tractorului care venea să-i treacă paturi și să-l colectivizeze și așa mai departe. Aceste grupuri de partizani au umplut mulți români, aproape nu exista un masiv muntos, dar și de rotine avaratului în zona Valahului în 2012. Erau grupuri de partizani mici și care tindeau să se umplice. De pildă, în Banat au fost două grupuri mari de partizani. Grupul unui avocat Pasarpean, Iru Bernan, și grupul unui colonel din armata română, Ioan Cunță, care fiind în apropierea frontierei cu Iugoslavia, sperau că americanii vor veni acolo, Iugoslavia, în documentele pe care avem, nici vorbă nu era de așa ceva. S-ar putea să-și pot chiar un zvon aruncat de securitate. Și ei sperau să întâlnim pe american, îmbindu-se între ei. Au fost decimați, au fost omorți. Munții Tăgărași, pe campii versanți, existau grupuri mari de data asta de partizani. Grupul Gavrilo Goranu în partea dinspre Ardeal și grupul Arnau Zoriu Arsenescu în partea de sud, în Mușel. Au fost decimați, au fost reduși la neființă. Altă sală este despre... Mai sunt un de program. Bine, atunci, până la 54, nu l-am mai explic. Aș vrea să vă explic despre sala, despre poezia în închisori. Aici a venit domnul Andromedeu prin Sapor. Era poezia făcută, făcută gândit. Da. Deci, sala asta este o sală altă cu versuri făcute în închisori și întrucât ele se transmiteau prin morse, făcut în perete sau tușit, chiar, mai asta știți mai bine, tușit. Morse făcut prin tuse, când îi prindea cu făcutul perete. Ele sunt, unele din ele sunt în alfabetul Morse. Și din această păsare, cu greu am găsit un specialist în Morse, rezulta poezia pe care ei și-o transmiteau peste pereți. Da. Avem o sală cu biserici, de sasa sa ceartă de sus. Dar asta trebuie. Deci, în august 48 s-au interzis foarte proprietățile bisericești. În perioada 46-48 au fost scoși din dreapta parte 14 ierarhi de la mitropolit până la micași. Asta se știe prea puțin. Dar noi am făcut cercetări și avem chiar poza, fotografia Simonului de dinainte de asta și de acolo am scos pe cei care au scos din dreapta și am pus în sala despre biserica ortodoxă, despre culte. Au fost și ulterior scoși ierași de pildă. Preasfințitul Nicolae Popovița lor Arhiei. El a candidat la tronul patriarhal, împreună cu Preasfințitul Justinian, care într-o vis
cinstită pastoră, doamna Olandia, i-a spus și tot ce crezi. Asta a fost într-o carte a lui George Enache, un istoric al Bisericii Ortodoxe Române. Deci era un gest neîncurajat din partea patriarhului. Și atunci am întotdeauna revolt, da? Am început niște adunări mari de tot, cu mii de oameni, da? Potrog. Asta era o mănăstire în sudul Șamii. Și le spunea, poate eu am venit la anticristul, să nu uitați crezare, noi suntem credincioși. Și era vorba de securitate și de regimul comunist. Și atunci a fost judecat foarte astfel de departamentul culturilor, care era o formă a securității, de, o formă masată a securității, nu fițea la un minister de culturilor și pe urmă de departamentul culturilor. I-au făcut niște rapoarte sinistre. El pusese însă potecul pentru groza, de care era fiul de preot ortodox și groza l-a apărat încât ea și-a vedere, a fost trimis cu domicii pe forța la cheia, unde a și murit după mulța. Deci tot o formă de detenție, un Nicolae Popov. Din păcate, l-am întrebat la un preot, n-a să știți cine a fost. Nicolae Popov și-a spus, da, era foarte ascult poporenii și a fost cumva. Deci asta e varianta care, pe care o știu preoții acum. Nu știu de ce nu se face la școală. Măcar mama din cartea lui George Enache, care e cercetător CNSAS-e și a urmărit toate aceste lucruri. Dacă preoții, nu știu cine l-a fost păstor, vremuri crunte de persecutare, deci, nu. Aceeași chestie valabilă în general pentru manualele de istorie. Acolo se vorbe cu alte. Nu se spune nimic despre și poate să te atermin. Jean Passard Reuben, un mare eseist francez, a spus istoria unei țări se propagă prin trei peri, prin părinți, prin pedagogi și prin presă. Din păcate, părinții au murit. Bunicii au murit. Părinții nu mai știu nimic, încă n-au învățat nici istoria întregului. Manualele sunt mizerabile. Mizerabile. Este urmă ca să mici tot dege. Deși profesorii de istoria cerului mereu și la școala noastră de capără de la Sighet, am trimis cu adresă la legislatura Ministerului Învățământului, nu vor să scrie. Iar presa este mai mult urmărește scandalul. Deci, iată de ce nu se știe istoria țării și se creează un memoricid, o moarte a memoriei.